Bună ziua și bine v-am regăsit la Miezul Problemei la Național TV. Este Sfântul Andrei, o zi de mare sărbătoare. Probabil că mulți dintre dumneavoastră sunteți liberi. Iată un motiv în plus pentru a vă oferi o emisiune din care să aflați lucruri interesante despre istorie, religie și prezent. Ne propunem să pătrundem în negura vremurilor pentru a le da invitațiilor posibilitatea să ne vorbească despre cum a apărut creștinismul în țara noastră, cum a luat ființă biserica și mai ales rolul jucat de aceasta în momentele cheie din existența noastră ca popor. Invitații mei de astăzi sunt preotul Vasile Ioana de la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi. Părinte, bine ați venit în studio. Doamna Alba Popescu, expert în relații internaționale. Sărătmiile, bine ați venit. Mulțumesc frumos. Și invitatul meu permanent, domnul profesor Mircea Coșa. Domnule profesor, mă bucur să ne revedem de fiecare dată în această formulă. E o mare plăcere pentru că discutăm lucruri, sper eu, interesante pentru toată lumea. Este lucruri care ar trebui să fie știute pentru că exact. Trăim într-o epocă în care informația este unidirecționată, trebuie să mai știm și alte lucruri. Și avem astăzi plăcerea să avem doi invitați care, cred eu, sunt capabili să ne dea o viziune total diferită despre momentul pe care îl trăim, și intern și internațional, și spiritual, și material. Deci e o emisiune pe care îi invit pe telespectatori să o vadă, pentru că de data aceasta, într-o zi de sărbătoare, încercăm și noi să oferim lucruri sărbătorești, nu în sensul festivismului, ci în sensul imaginii profunde pe care anumite fenomene, anumite lucruri din istoria noastră le au și parcă trecem prea ușor pe lângă ele. Știți că există o vorbă, domnule, istoria are prostul obicei de a se repeta. Doamna Popescu, poate sunteți de acord sau nu cu această zicere. Sunt foarte de acord cu dumneavoastră. N-am zis-o eu, oameni mai deștepți decât mine au rostit asta, dar din păcate, statistic discutând, de multe ori lucrurile exact așa au stat. Necunoscând istoria sau principalele momente din istoria noastră și din istorie în general, poate mai îndulcim puțin această statistică și omenirea reușește să nu mai repete, poate, anumite erori, greșeli, cum vreți să le spuneți. Sunteți expert în relații internaționale. Cred că priviți cu foarte mult interes tot ce se întâmplă în acest moment cu societatea în ansamblu. Nu vorbim numai despre România aici, nu? E o perioadă destul de agitată. Da, mă uit cu interes și cu îngrijorare la ceea ce se întâmplă, în primul rând, în spațiul în care ne aflăm, și acesta este spațiul european, care este confruntat cu multiple crize. Și aici n-am să discut despre criza economică sau de crizele acestea, să spunem, legate de componenta asta materială. Am să mă refer, având în vedere și specificul emisiunii, la această criză identitară a Europei, care este foarte gravă. Este probabil criza tuturor crizelor. Pentru că de la criza identitară se creează premisele fragmentării. Și este o criză identitară care are cel puțin două componente. Una este legată de confesiune, sporirea numărului de persoane atei. Da. Are, sigur, vulnerabilizează. Reprezintă o realitate, că, sigur. Pentru că acest lucru creează un spațiu gol, care trebuie umplut cu ceva. Întotdeauna. Cu noi concepte? Și cu noi concepte, sigur că da. Cu noi concepte. Și apoi este o criză ideologică. Sunt două elemente foarte complicate. Odată, deci, pe partea aceasta confesională, unde în societatea occidentală, nu, apar noi curente. Biserica Catolică a pierdut foarte mult teren. Foarte mult teren. Asistăm la ora actuală la dărâmarea bisericilor. Este cutremurător să vezi cum acele monumente de arhitectură medievale sunt puse la pământ. În locul lor se construiesc diverse alte obiective. Se pare că în ultimul timp se construiesc moschei. Pentru că, așa cum spuneam, locul acela gol începe să fie ocupat de altceva. Și acel altceva este o cultură care nu are nimic în comun cu civilizația creștină. Absolut nimic în comun. Europeană. Mai mult decât atât, este, din păcate, pe o anumită ramură a ei, complet opusă. Asta ar fi un aspect.
Și sigur este componenta ideologică. Problema ideologică este foarte complexă. Pentru că apare acest curent progresist. Care nu are nimic în comun cu curentul neoliberal. Curentul neoliberal, ideologia neoliberală, cea care a creat, a gândit și a construit Uniunea Europeană și care a avut ca și elemente aceste libertăți, libertate de mișcare, libertățile economice, dar și libertatea de gândire. Libertatea de gândire este un concept fundamental al liberalismului și care pierde teren în favoarea acestei noi stângi, creindu-se o prăpastie între lideri și popoare. Observăm la ora actuală. Dar nu există dintotdeauna această prăpastie între lideri și propriile popoare? Păi, dacă există prăpastii de genul acesta, atunci avem acele regimuri care sunt, să spunem, toxice. Da. Regimurile acelea dictatoriale. Totalitariste. Exact. Poate. Atunci, dar nu era situația aceasta în Europa și nu acestea erau ideile, nu acesta era fundamentul european. Europa, atunci când a fost gândită, unul dintre ideologi fiind Karl Haushofer, da, renumitul geopolitician german, era gândită pe ideea multiculturalismului. Adevărat, pentru că... Și astăzi, la nivelul Europei, se vorbește despre acest concept. Haushofer spunea, Europa nu poate fi altfel decât multiculturală, pentru că reunește popoare cu istorii milenare și istorii care de multe ori sunt istorii antagonice. Sigur. Dar ea poate să se realizeze, uniunea aceasta a Europei, dacă se respectă cel puțin două criterii. Sunt mai multe, dar eu am să le menționez numai pe două. Unul este identitatea europeană, originea europeană și civilizația creștină. În momentul în care, acestea sunt elementele care unesc. În momentul în care tu ataci cele două elemente care unesc, tu de fapt ataci întreaga construcție, pentru că corect, în acel moment nu mai există liantul. Ne mai există în liantul. Apar toate acele tensiuni. Iată de ce asistăm la ora actuală la aceste procese de fragmentare. Iată de ce apare fenomenul Catalunia, nu? Iată de ce apare fenomenul Flandra. Și așa mai departe, Corsica și așa mai departe. Viena, Veneția. Și așa, da. Deci toate aceste regiuni la care nu ne-am fi putut vreodată gândi că ar putea la un moment dat să se gândească, să se rupă la o autonomie, astfel de construcție care părea atât de solidă, acum încep să emită pretenții de autonomie și mai mult decât atât, mulți dintre liderii aceștia locali doresc să iasă din construcția europeană. Apar fenomenele acestea de exit. Haideți să nu spun exit. Și adăugăm... De ce? Tocmai din cauza acestei crize. Faptului că există o prăpastie între dorința electoratului și oferta elitelor. Și discursul elitelor. La această prăpastie vă referiți, noastră, mai la aceasta mă refer și este o prăpastie foarte, foarte periculoasă, pentru că din această prăpastie apar acești lideri scoși din joben. Și care n-au consistență pe termen lung. N-au consistență pentru că nu au expertiză. Sigur. Deci nu poți să conduci un stat, nu poți să conduci o uniune de state dacă tu nu ai condus în viața ta măcar un grup de oameni. Corect. Așa dacă este. Tu ai fost, te-ai ocupat cu nu știu ce, meserii onorabile, desigur, nu poți să ai pretenții de lider de stat. Deci nu poți să fii una. Totuși trebuie să existe o școală a liderilor acestora, o experiență de viață. Categorie. În conducere, în management. Liderul este un manager odată înainte de toate. Este un manager, dar este și un om cu viziune, este un om de stat. Ideea de om de stat lipsește la ora actuală. Sunt lucruri foarte frumoase cele pe care le spuneți. Ne-am dorit și noi astfel de lideri după acest profil creat. Părinte Vasile Ioana, mulțumesc din nou pentru faptul că sunteți alături de noi astăzi în zi de sărbătoare. Vedeți ce complicată e să știți că perioada pe care o traversăm? Doamna, am fost impresionat să văd puterea de sinteză a doamnei și faptul că toți cei care au ascultat-o
au acum o imagine de ansamblu asupra unor realități politice și geopolitice. Și sociale. Aș veni cu componenta spirituală și aș spune în două cuvinte faptul că Dumnezeu adună, diavolul divide. Diavolul, de altfel, are și acest rol în lumea înduită sau îngăduit de Dumnezeu să ispitească spre a divide oamenii, spre a împărți pe oameni. Și atunci, uitându-ne la liderul care a reușit să schimbe istoria Marii Britanii pentru câteva procente, atunci când el a fost întrebat pentru ce ai făcut-o, n-a știut să răspundă. Așadar, asta face cel rău. Împarte oamenii. Hristos îi adună pe oameni. De aceea cred că proiectul european va rămâne un proiect creștin, în primul rând, pentru că înainte de a fi împreună toate aceste popoare, avem o valoare comună, unică, creștinismul. Aici au venit apostolii, după ce Iisus Hristos i-a trimis în lume, întâi la Roma, apoi la Atena, centrele de civilizație. Foarte interesant este faptul că poate din îndoială dumnezeiască, atunci exista Imperiul Roman și se putea propovădui ușor, deci era tot o Europa și atunci, în sensul geografic al cuvântului și se putea circula administrativ, se putea circula ușor. Deci au existat niște condiții pentru ca creștinismul să ajungă până în Maramureș, până mai sus de Maramureș, până în Ucraina, până sus în Polonia, până departe în Scoția. Părinte, mereu am avut o curiozitate când am avut discuții despre creștinism, despre creștinarea poporului român și mereu m-am întrebat, știți, dacii reprezentau un popor cu o credință proprie anterioară creștinismului, da? Chiar destul de veche. Și întotdeauna când mă aflu în preajma unui preot, așa cum sunteți noastră, pun această întrebare. Cum în, nu știu, 200-300 de ani poporul care exista pe aceste teritorii a lăsat propria credință și într-un număr atât de mare a trecut la creștinism, la creștinism și s-a produs și această latinizare accelerată. Acestea au fost împreună, dragul meu. Factorii care au dus la asimilarea de către poporul existent a credinței creștine sunt mai mulți. Primul factor este acela că romanii au adus aici niște legiuni. Legiunea a 5-a Macedonica, legiunea a 12-a Gemina și a 12-a Fulminata, legiuni în care erau foarte mulți evrei care au fost aduși și așezați în Oltenia și în zona Turda, Cluj, Maramureș. Așadar, ei au fost aceia care aveau deja conștiința faptului că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, a fost adusă așadar credința prin apostoli, absolut. Sigur. Suntem astăzi în, sigur, în sărbătoare, sărbătoare mare, sărbătorim pe Sfântul Apostol Andrei, care este considerat de biserică drept ocrotitorul României. De ce? Pentru că el a venit la Tomis. Tomisul era un port uriaș atunci, se făceau transferuri foarte mari, trade-uri, cum ar spune domnul profesor, sunt convins, și acest mare port a permis apostolului Andrei să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu aici, pentru că veneau foarte mulți comercianți din Asia Mică, de altfel apostolii se duceau întâi la sinagogă să-i întâlnească pe ei lor, pe creștini, pe iudei. Iudeii, o parte din ei, iudeii au fost împărțiți foarte mult după ce Iisus Hristos a înviat din morți. O parte din ei au crezut în Iisus, o parte nu au crezut în Iisus. Și atunci ei când mergeau în sinagogi, apostolii, întâi aveau discuții cu ai lor. Și de acolo mergeau mai departe să propovăduiască. Ai lor nu i-au oprit să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. De aceea apostolul vine la Tomis, propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu într-o zonă cosmopolită, cetatea Tomis era cosmopolită, și merge mai departe în Dobrogea și urcă propovăduind cuvântul lui Dumnezeu. Iar acești oameni care erau aici știau deja despre faptul că Dumnezeu este nemuritor,
credeau în nemurire și atunci a fost ușor. Deci dumneavoastră, părinte, să încercați să ne spuneți că exista între credința creștină și credința dacilor, existau anumite asemănări? De nemurire, da. Asemănări, da. Absolut, pentru că apostolii când veneau găseau similitudini. Atunci când au mers la Atena, apostolul Pavel a vorbit despre cultura atenienilor. I-a lăudat puțin pe ei și le-a spus atenienilor, știți că voi aveți între Dumnezeu ăștia căruia vă închinați un Dumnezeu necunoscut în templu vostru. Acel Dumnezeu necunoscut este Iisus Hristos, pe care voi nu l-ați cunoscut. Acum vi-l fac vouă cunoscut, iată, a înviat din morți. Și atunci atenienii l-au primit cu dragoste. De altfel, Dionisie Areopagitul vine și îl duce în Areopag și atenienii fac așa puțină bâză, spun, te ascultăm mai târziu despre asta, când a ajuns la zona nemuririi. Atunci atenienii nu erau pregătiți, la fel cum au fost pregătiți ai noștri. Dar e foarte interesant faptul acesta, că neamul acesta, Dac și Geto-Dac, este foarte răspândit în toată zona, începând de la Niș, din Serbia de astăzi, până jos la Tesalonic și până în Capadocia. De unde vine cuvântul Capadocia? Capul Daciei, capul din Dacia. Adică transcumanța, păstorii românii care erau aici, dacii, duceau oile în jos unde era cald, în zona Tesalonicului, Larisa, Lamia, în zona grecească și în zona Capadociei, Asia Mică. De aceea Sfântul Ierarh Nicolae, secol IV, este arhiepiscopul Cezarei Capadociei, Mira Lichiei. Mira Lichiei înseamnă Mira, mulțime, Lichios e lup. Da. De unde lup? De unde lup în Turcia? În cultura dacică. Lupii erau numiți păstorii români care veneau acolo. Vlahii, care sunt astăzi asimilați de poporul grec, sunt românii vechi care au păstrat tradițiile și cultura identică de atunci, de acum aproape 2000 de ani. Domnule profesor, mă întorc la dumneavoastră, vedeți, dincolo de toate aceste informații de istoria creștinismului până la urmă, din toate, răzbate în primul rând acest schimb economic care a existat întotdeauna, această relație între aceste popoare, țări, națiuni, cum vrem să le numim. Deci tot la conceptele astea ajungem până la urmă. Da. E adevărat, dar încep să mă întreb dacă nu greșim, că ne întoarcem mereu la ele. Pentru că lumea a devenit foarte materialistă. Așa este. Discutăm aproape zilnic despre lucruri economice, între ghilimele. Suntem acoperiți de informații care au ajuns să fie banale, chiar dacă nu le înțelegem. PIB, valoarea adăugată, robor, fel de lucruri care, mă rog, ne agresează într-un fel. Și ne influențează viața, domnul profesor. Când plătim o rată mai mare la bancă, pe bază de robor... Nu asta am vrut ca să spun. Da. Am vrut ca să spun că această aplicare pe care societatea o are astea lucrurile materiale, câteodată aduc un dezavantaj foarte mare. Categoric. Că începem să nu mai fim interesați de originile noastre adevărate, care sigur că s-au bazat, cum foarte bine zici, pe schimburi economice, fel de fel de lucruri care astăzi, prin artefacte sau prin informații istorice, apar ca fiind reale, au existat schimburi sigur importante din zona asta. Dar a existat și o masă de putere care a influențat foarte mult populația din zona asta, putere de a rezista în timp, putere de a rezista foarte mult în timp, mii de ani. 1000 de ani, sigur, poate și mai mult. Lucrul ăsta îl expediem câteodată. Că noi am fost pe pământul ăsta întotdeauna, noi de aici suntem, nu știu ce. În inul nostru național apar referiri la prezența pe teritoriu, dar este o prezență care, în primul rând, s-a manifestat printr-o forță. Dacă analizăm ce s-a întâmplat până la urmă, vedem că această forță nu vine neapărat de la elita acestor oameni. Sunt foarte puține referiri la niște mari regi, mari cuceritori. Dar a existat ceva. Asta a fost credința. Credința în Dumnezeu este un lucru pe care îl înțelegem astăzi foarte greșit, cred eu. Și anume, începem să ne îndoim dacă nu cumva alte influențe vor acoperi credința. Dacă nu cumva o populație foarte mecanizată, foarte automatizată, informatizată, va începe să piardă acest lucru. Eu cred
contrariu, cred că se va întări foarte mult lucrul ăsta, pentru că înstrăinarea care a adus această tehnicitate este o înstrăinare. Și tehnologie de toate felurile. Da, este o înstrăinare. Omul se înstrăinează, va aduce mari, foarte mari nenorociri. Ceea ce se cere neapărat este o unitate. Unitate care noi o pierdem din vedere și când discutăm un eveniment epocal. 100 de ani de la Unire. Am să mă întorc la dumneavoastră, da. Domnule profesor. Pauză publicitară. Este pauză deci de publicitate. Ne întoarcem la economie. Exact, la economie. Despre ce vorbeam. Să ascund noi miezul problemei, ne întoarcem în câteva minute. Dar mai am ceva de spus totuși. Sigur, revin. Aud. Să nu stai sub bardul microfonul, un pic în stânga sau în dreapta, da? Ia, acum e bine, acum e bine. Să ziceți ceva că a căzut și... S-a auzit rău, Alexa? Nu, s-a auzit pe celălalt. Da. Se auzea până acolo. Alexa, cred că te-ai auzit pe post în emisiune, deci casca era atât de tare dată că... Ia spune să vadă sus. Acum e ok. Eu zic, după înregistrare, să pui urechea pe... Da, doi, da. E bine? Să auziți bine? Ok? Da. Părintele s-a dus... că s-a dus aici, sub reverendă. Da, v-ați mișcat și s-a dus avocatul. Da. Dar m-am auzit din microfonul lui Denis. Da. Putem să începem, Alexa? Tu ne spui, da? E bine să rămânem proaspeți. Liniște. Să rămână proaspete ideile, profesor. Miezul problemei, Național TV, am revenit alături de dumneavoastră astăzi, în zi de sărbătoare, este Sfântul Andrei. Spuneam alături de noi preotul Vasile Ioana de la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, doamna Alba Popescu, expert relații internaționale și profesor, domn profesor Mircea Coșa, pe care l-am întrerupt înainte de pauză de publicitate. Domn profesor, revin la dumneavoastră că spuneați... Mulțumesc. Că vreau ca să spun că... Că am uitat ceva. Am uitat să spunem la mulți ani cei care exact. Sunt Andrei. Atât de prinși de discuția despre ziua de astăzi încât... Dar nu numai asta. Spunea că a existat o forță care a ținut aici un nucleu foarte cald. Și în ziua asta, când discutăm despre creștinarea poporului român, în preajma unui aniversar foarte mare, care spuneam, în care nu întotdeauna ceea ce vedem în jur arată unitate, există lupte politice, există mari discuții, mari dezbateri, mari scandaluri, în sfârșit. Nu știu cât de importante sunt în istorie lucrurile astea, dar din păcate le trăim. Ar trebui să discutăm puțin despre locul bisericii în România de astăzi. De ce? Pentru că eu sunt absolut revoltat de faptul că în atacurile astea care au loc în momentul de față la adresa identității poporului român, eu așa cred, că este un atac la identitate, în primul rând. Unul dintre pilonii de bază biserica este atacată. Și este atacată într-o manieră de tabloid, așa, cu fel de fel de lucruri care nu au nicio legătură cu ceea ce se întâmplă. Există manifestări pe care le vedem astăzi care arată că poporul român este foarte credincios. Uitați-vă la ce se întâmplă la procesiuni, la toate sărbătorile astea. Dar nici la asta nu vreau să mă refer. Mă refer la faptul că prea puțin discutăm astăzi despre forța morală pe care biserica încă o are în România și care, cred eu, ar putea să contribuie enorm la ieșirea din impasul în care ne aflăm acum. Nu ca economie, că economia de bine de rău merge. Impasul în care ne aflăm ca reprezentanța unei nații care este atacată astăzi de foarte multe forțe aproape necunoscute, am ajuns și o să spun o expresie foarte populară, dar n-am alta, ciuca bătăilor. Așa e. Toată lumea vorbește de rău despre noi, toată lumea ne condamnă, ne judecă, își permite să ne judece, își permite să ne dea fel de fel de sfaturi. Ori în această luptă, credința noastră milenară rămâne foarte stabilă prin ceea ce biserica face.
I-am avut ocazia fericită să am o întâlnire cu reprezentanți de seama ai bisericii și să văd că activitatea pe care biserica o are în România este departe de a fi cunoscută. Există o activitate socială, o activitate de întrajutorare a aproapelui, pe care azi o putem să spunem politici sociale, pe care nu o cunoaștem. Și cred că ar trebui ca astăzi, atunci când discutăm despre creștinitate și despre Sfântul Andrei în România, în România de astăzi, să vorbim și despre faptul că biserica rămâne o instituție de bază care, indiferent de cum evoluează în lume credința, indiferent de faptul că avem fel de fel de curente, fel de fel de opinii, fel de fel de, a spune eu, de întoarceri din drumul cel drept, biserica rămâne în România o forță. Ori această forță trebuie să fie recunoscută din toate punctele de vedere, nu numai din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere economic și politic. Dar știți că politicienii de multe ori s-au așezat lângă biserică într-un fel sau altul. S-au așezat pentru imagine. Normal. S-au așezat pentru imagine. Capital politic. Da. Atât. Exact. După 1990 am văzut scene grotești. Așa e. În care conducători de-ai noștri care se declarau marxist-leniniști absolut în afara religiei, se tăiau cu lumânarea în mână pe prisma bisericii la înviere ca să fie fotografiat sau filmat sau ca să-i vadă lumea că sunt de-ai noștri, din popor, da, și ei cu Dumnezeu. Nu asta. Politica trebuie să țină seama în sensul unui contact permanent cu biserica. Biserica cunoaște realitatea lumii de jos din România. De jos. Biserica lucrează jos, în sate, în mediul rural. Și atunci, într-o zi ca asta, eu vreau, din punctul meu de vedere, fără să oblig pe nimeni să mă aprobe, să spun că dacă noi rezistăm încă la toate necazurile pe care le avem, la toată dezbinarea pe care părintele spunea că vine de la diavol, și totuși rezistăm, e și pentru că avem un cler care știe ce are de făcut și face. Tot ceea ce încearcă astăzi ca să discrediteze biserica e un lucru care ne va costa în viitor. Pentru că este un atac la unul dintre pilonele de bază ale nației. Sigur. Și un atac la structura unui popor în final. Doamna Popescu, Și la identitate. Mă întorc la dumneavoastră. Auzim de multe ori această expresie. Dom'le, noi am supraviețuit aici la întâlnirea imperiilor mii de ani, reprezentăm un miracol. Sunteți expert în relații internaționale, spuneam mai devreme că traversăm o perioadă destul de tulbure din punct de vedere politic, geopolitic, dacă vreți, putem să folosim astfel de cuvinte. Cum am rezistat? Adică sunteți și un fin cunoscător al istoriei Europei. Cum credeți că am rezistat până la urmă? Cum spune domnul profesor, având drept fundament religia creștină, ce a mai existat lângă? De am reușit. A existat în mod clar și un miracol, pentru că avem o poziție geografică foarte dificilă. Suntem, cum am mai spus-o și în alte emisiuni, la întretăierea tuturor amenințărilor și amenințările astea n-au încetat să vină și ele sunt și la ora actuală. Cumva în acele momente extrem de grave pentru națiune, se întâmplă ceva. Cum a fost, de exemplu, 1918. După anul 1917, când mai rămăsesem cu o bucățică de țară, 1918 a venit cu acel moment minunat, extraordinar, al Marii Uniri, împlinirii visului, idealului național. Sigur. Al nostru. Unde, iată, cine ar fi crezut cu un an și ceva înainte? Fermentul acelui moment a fost biserica, a fost preoțimea ortodoxă și greco-catolică din Transilvania, au fost învățătorii. Așa e. Ei au creat acel moment și au menținut, au alimentat sentimentul național, pentru că noi ne naștem cu acest sentiment, dar el trebuie educat și alimentat. Ori
Dacă mă întrebați acum cum stăm, din punctul meu de vedere stăm foarte prost. Suntem, așa cum spunea domn profesor, suntem într-un moment crucial, pentru că timp de, iată, sunt aproape 3 decenii, nu? Da. Am retrăit preceptele cominformismului lui Jdanov, al internaționalismului comunist. Noi credeam că am scăpat de ele, dar ne-am trezit cu totul într-un astfel de sistem, pentru că numai în acel sistem se vorbea de, se punea la colț naționalismul, patriotismul. Naționalismul nu are nimic rău. Deci este, provine din este, mă rog, traducerea franceză a termenului național. S-au pus aceste concepte la colț, sau s-au discreditat prin personaje care le-au hipertrofiat sau le-au utilizat până la epuizare, până la erodare, conceptul de interes național, care este foarte important. Este foarte important. Concepte sau educația în scop identitar. Educația în scop identitar a reprezentat o primă problemă a sistemului de educație românesc după evenimentele din 89. Nu? Istoria a devenit o cenușăreasă. A fost scrisă și rescrisă. Începem să avem istorii scrise în cheie corect politică. Începem să reavem istoriile scrise de roller. Noi am mai trecut, noi poporul român, am trecut prin aceste etape. Unii dintre noi, eu de exemplu, m-am născut la scurt timp după încheierea acestei etape sinistre. Și se pare că trebuie să o, probabil să o retrăiesc, dar într-o altă formă. Avem acum corectitudine politică. Înainte erau acele direcții ideologice pe care ți le trasa partidul. În loc de o origine sănătoasă, acum se numește discriminare pozitivă. Sunt aceleași lucruri, sunt aceleași concepte. Formulate diferit, practic. Da. Da. Asta spuneam la începutul emisiunii, și că istoria... Și afară de chestiunea aceasta este acest atac asupra identității confesionale. Și în perioada bolșevicilor, inamicul numărul 1 era biserica. Asta trebuia clar, nu știm foarte bine, că atunci când bolșevicii au luat pe sus Rusia, sigur, bolșevicii au venit pe filieră germană, ca să înțelegem foarte clar cum au stat treburile. Da? Deci au fost un produs al gândirii germane. Bolșevicii au ajuns în Rusia pentru a submina Imperiul Țarist, cu care se afla un război. Și l-au creat pe acest Lenin, care ne-a nenorocit pe toți. Dar în momentul în care au venit acești indivizi, prima lor problemă a fost să închidă biserice, să transforme în grajduri. Acum nu le mai transformă în grajduri. Acum le atacă. Au găsit formule mult mai subtile, mult mai eficiente. Au și un instrument foarte bun. Acesta se numește mass media. Mass media are o capacitate și un impact fantastic. Iar dacă reușesc, este vina noastră. Este vina noastră pentru că noi nu contracarăm fenomenul. Este vina noastră, și a spus domnul profesor, biserica nu este să spună ce face. Eu ce știu este doar că se strâng bani pentru catedrală. De ce se face catedrală? N-a explicat nimeni. Se pare că va fi marele monument care se va construi la aniversarea acestui centenar, până la urmă, și cred că va fi singurul. Poate mai sunt... Ne-ar fi plăcut, nu-i așa, domn profesor, să punem și autostradă lângă și... Există un proiect care se derulează și sper să se reușească într-un orășel din Suceava, în Fălticeni, pe care știu și eu. Dar nimeni nu spune, domnule, care este motivul pentru care noi marcăm? Da, este un moment în care România marchează centenarul acestui vis de aur prin construcția acestei catedrale. Foarte frumos. Este încă o dată o afirmare a românilor că rămân creștini, indiferent de ce spună unii sau alții. Până la urmă, așa ne-am născut, așa s-a născut România. România s-a născut și în Mica Unire, dar mai ales în Marea Unire, ca urmare a activității acestor slujitori.
dăscălimea românească și preoțimea. Ei au făcut unirea. Nu au făcut-o altă. Ceilalți au intrat, bineînțeles că au fost militarii români care s-au jertfit pe câmpul de onoare și care au consimțit, dar fermentul acela popular a fost creat de aceste două categorii sociale. Și peste acestea a venit elita care a consfințit la nivelul superior, normal, în relația cu celelalte state. A existat și o voință, cum să spun, din partea marilor imperii la momentul respectiv. A existat un context, un moment astral, favorabil, aș putea da. Să-i spun. Da. Un moment care se naște, se creează greu, mai ales în cazul unui stat care atunci ieșea din colonialism. Ca știți să că înțelegem din punct de... foarte clar. Da. Atunci a fost practic prima decolonizare. Primul val al decolonizării a fost atunci, după primul război mondial, când s-au separat sau s-au demantelat aceste imperii. Imperiul Austro-Ungar. Imperiul Habsburgic este mai corect de spus. Fapt. Nici măcar Austro-Ungar. Este Imperiul Habsburgic. Ungaria nu era la ora respectivă un stat. Ungaria era o provincie a acestui Imperiu Habsburgic. Imperiul Otoman își trăia ultimele zile la vremea respectivă? Sigur nu? Că da. Imperiul Otoman s-a demantelat la rândul lui și a dat naștere acelor state din zona Orientului apropiat și a Orientului Mijlociu și a Nordului Africii. Și mai departe, Imperiul Țarist, nu mai spunem de ce s-a întâmplat cu Imperiul Țarist. Deci asta s-a întâmplat. A fost la momentul respectiv, ceea ce s-a întâmplat a fost salutar. Pentru că nu se mai putea continua în formula aceea medievală. A existat și o voință din cancelariile europene atunci, în 1918? A existat un curent venit de peste ocean, în primul rând, prin președintele american, prin Woodrow Wilson și cu cele 14 puncte, care a creat și la care au achiesat partenerii europeni. Bineînțeles, din rațiuni geopolitice, pentru că toți vroiau să scape odată de Imperiul ăsta otoman, care dăduse foarte bine, de cap foarte bine sute că de era ani. Clădit pe niște Sigur. Picioare de lut și care crease atâtea probleme și le crease rol. Nu, până la urmă era o bătălie geopolitică în nordul Africii, să spun, da? Unde și Franța și Marea Britanie aveau interese. Doreau, da, să Sigur. Pună mâna pe acele colonii. Teritorii. Da. Asta odată. De asemenea, doreau să rezolve cumva situația Imperiului Țarist, care devenise o problemă. Să nu uităm, în 1919, în Ungaria, apăruse Béla Kun. Béla Kun, partenerul lui Lenin, care urma să transforme Ungaria în al doilea stat bolșevic. Faptul că extinderea bolșevismului s-a mai amânat vreo câteva decenii a fost datorită armatei române, generalului Moșoiu și soldaților români care au căzut pe câmpul de onoare acolo și care au salvat Europa de extinderea acestei pelagre. Dar iată că, mă rog, au venit apoi anii 40 când lucrurile s-au schimbat. Și tot pe filiera americană, noi picam în partea cealaltă, nu? Președintele Roosevelt, nu? Iar, da, vedeți cum lucrurile se... Pentru că era și contextul geopolitic diferit. Deși și unul și altul aveau, mă rog, orientări asemănătoare din punct de vedere politic, dar contextul era clar altul. Anii 40, sfârșitul anilor 40, în care deja Stalin, sau mă rog, URSS-ul devenise principala forță europeană, da, deja erau lucrurile foarte, foarte greu de, da. De schimbat, așa cum se așezaseră ele la momentul respectiv. Cert este însă că la ora actuală ne aflăm în suntem într-un în moment de răscruce? În cuiul cătării celor care doresc să ne zombifice. Eu așa folosesc. Pentru că omul fără identitate e un zombie. Sigur. Românul fără identitate românească, identitatea sa de neam, care se clădește prin educația identitară. Ce înseamnă asta? Istorie, limba și literatura română,
și geografia României. Aceste trei discipline ingredientele îți cheie. Dezvoltă identitatea. Astfel știi de unde vii și poate în ce direcție vrei să mergi. Nu? Lângă ele am putea pune și credința. Educația, nu? Doi este, desigur, această identitate religioasă, în care iarăși ni se spune că nu știu ce și nu știu cum trebuie să fim, ca să nu știu în ce să ne integrăm. Nu? Și încet, încet apar și aceste direcții în care ni se pune sau apare noțiunea de al treilea gen. Deci nu mai suntem bărbați, femei, da. Suntem genuri pe care am înțeles că putem să ni le stabilim în funcție de cum ne simțim în ziua respectivă. Sau într-o perioadă anume. Sau într-o anumită perioadă în care, da. Sigur, avem, deci ni se oferă această libertate de a ne stabili ce gen suntem. Poate suntem în al treilea gen. Deci toate chestiunile acestea care atacă identitatea. Îți atacă identitatea și te transformă într-un individ ușor de manipulat, pentru că atunci când tu nu știi cine ești... Mai ales dacă manipulatorul este unul abil, cu siguranță reușește. Dar manipulatorii știu foarte bine și cunosc psihologia atât a omului cât și a mulțimilor. Extrem de bine. Părinte, doamna Alba Popescu a spus niște lucruri foarte interesante despre locul nostru în lume. Iată că ne-am dus cu istoria și în anii 40, perioada după al doilea război mondial, cea care a urmat a fost una foarte dificilă pentru biserică, nu? Din ce știu. Absolut. Aici vreau să știți că de când ne-am format, de acum 2000 de ani și până la sfârșitul veacurilor, am speranța, am fost însoțiți de Harul lui Dumnezeu. Unirea, Marea Unire a fost un miracol, atât de frumos a spus doamna. Și ceea ce a urmat după a fost un miracol, pentru că a apărut în istoria neamului un oltean din legiunile vechi, se numea Justinian Marina, patriar, care a reușit performanța extraordinară de a păstra biserica întreagă, de a ține conștiința de neam și de credință prin faptul că el a reușit să, fiind cel care la un moment dat în viața lui a salvat un comunist de la moarte și astfel a fost preferat de ei, iar el a devenit patriarh al României, după care a... În ce an se întâmpla? 1948. Din momentul acela și până în 1977, acest providențial om, patriarhul Justinian, a reușit să fie omul care să salveze identitatea bisericii ortodoxe. Cum? Toți cei care erau în temnițele comuniste, arestați și erau apoi eliberați, erau angajați de el la atelierele Patriarhiei, a făcut spitale pe la Techirghiol, a făcut așezăminte, schimba denumirea mănăstirii într-un așezământ și astfel era salvat. Au fost luați bani din fondurile UTC-ului, de exemplu, și restaurate mănăstiri cu banii aceia. Cu bani comuniști. Tocmai aici este geniul acestui patriar, care a reușit să păstreze biserica. Nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Bulgaria, nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Serbia și nici ce s-a întâmplat în Rusia. Deci bisericile noastre au rezistat, cu mici excepții. Sigur. Sunt totuși 20 și ceva de biserici, 23, dar nu au fost sute de biserici. Adică neamul acesta românesc a avut forța interioară să spună ceea ce spuneau ei, cei care veneau să ne aducă o ideologie exterioară sinelui nostru și mergeam la eu am biserica lângă fostul comitet central al Partidului Comunist Român și îmi spun bătrânele, mărturii vii, părinte, ne chemau la congres și spuneam acolo, Ceaușescu, PCR și strigam acolo și seara ajungeam acasă și spuneam, hai să facem rugăciunea, hai să botezăm copilul în casă, hai să ne cununăm în casă, ne interzic ăștia, dar nu-i nimic, noi ținem credința noastră. Deci în ființa neamului a fost credința, ea n-a mai fost manifestată. Dar acest om a reușit și administrativ să păstreze, de aceea Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2017 anul Patriarhului Justinian, pentru că acest om a fost salvat, practic, providențial,
extraordinar. Rușii ar fi distrus cu totul marile monumente, Sucevița, Moldovița, Putna, Voronețul, și totuși el a reușit să păstreze conștiința credinței și de neam împreună. Și, nu știu, Arsenie Boca a fost scos din pușcărie, el l-a angajat în Atelier Patriarhiei pictor. Părintele Nicolae Bordașiu de la Biserica Silvestru l-a luat și l-a băgat profesor la un liceu din București. I-a salvat efectiv acest om. Și nu numai pe ei, și pe mulți alții, mii de oameni au fost salvați de el. Deci aș putea spune că în perioada aceea grea, în conștiința neamului n-au putut să intre. Spuneam ca ei și făceam ca noi. Așa am făcut și cu turcii. Când veneau cu forță către noi, generalul Bukov, 1700, da, au venit, au vrut să dărâme, au dărâmat bisericile fizic. Dar conștiința de neam era același. Știți ce spunea moțul acela din Apuseni? Domn părinte, ne-or găsit aici când au venit. Noi aici eram, întotdeauna am fost aici. Aici ne-au găsit, aici o să murim. Deci conștiința aceasta... Și de un fel de încăpățânare până la urmă extraordinară. Dar aceasta extraordinară. Credința și neamul sunt două valori adânc așezate în sufletul românesc, că despre sufletul românesc ar trebui să vorbim astăzi, și despre sufletul românesc chinuit din diaspora ar trebui să amintim puțin, pentru că aceste 4-5 milioane de români din afara granițelor țării fac cinste neamului românesc. Această credință și dragoste pentru Dumnezeu o poartă cu ei în Spania, în Italia, în Marea Britanie, în Germania, în afara, în America. Și mai mult decât atât, aceste biserici despre care spunea doamna că sunt dărâmate în Italia și Franța, zilele astea știți că au fost date comunităților românești biserici foarte vechi. Știți ce au spus italienii? Voi românii, iubiți bisericile, luați-o și pe a noastră care e veche, restaurați-o. Și un preot harnic, împreună cu 25-30 de familii de români dintr-un orașel mic din Italia, au făcut biserica aia o bijuterie. Și atunci municipalitatea din Italia felicită românii care știu să aibă grijă de locașul sfânt ca și sălaș al pogorii lui Dumnezeu pe pământ. Din păcate, desacralizarea, decreștinarea Europei duce la faptul că popoarele vechi europene se leapădă de Hristos. Asta este o mare durere. Iar noi știm că seva noastră, identitatea noastră, forța noastră vine din unirea cu Hristos și suntem cu Dumnezeu. Și dacă te duci la Madrid, la Londra, unde, în ce capitală vrei să te duci, întâlnești comunități românești extraordinare, oameni care stau dimineața la slujbă, apoi fac mici, apoi joacă basket, joacă fotbal împreună și pleacă seara la 8. Ce frumos! Se întâlnesc cu toții lângă biserici. Împreună avem aceeași credință, aceleași valori, iubim familia, valorile familiei. În poporul român, familia este esențială. Fără familie nu poți să trăiești. Ce este familia? Este oglinda Sfintei Treimi pe pământ. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, da? Triunghiuri cu trei laturi egale. Mama, tata și copilul. Dragostea se distribuie în mod egal. Noi românii suntem familiști, iubitori de credință, de neam, și iubim virtutea. Adică nu ne complacem doar în a mânca și a bea, ci avem tradiții legate de rugăciune, de colinde, de faptă bună. Pe câte parastase fac moldovencele noastre, dragul meu Denis? Sigur. Știi ce arată asta? Arată faptul că omului îi pasă și de mortul, care nu-i mai poate mulțumi efectiv. În numele celui adormit, tu crezi că sufletul lui există și după moarte, și atunci ai aceste tradiții atât de frumoase care arată civilizația bimilenară creștină, care va rămâne, sunt convins că va rămâne, acest vânt cumplit, mai degrabă distrugător, care apare acum în lume, în România nu are nicio șansă. Știți de ce? Spuneți. Sunt absolut sigur. Mă uit la tineri. Eu spovedesc peste 2000 de oameni în biserica mea, dintre care peste 1000 sunt tineri. Studenți la medicină, la farmacie, la facultatea de arhitectură. Vrei să spun ce fac tinerii noștri? Cred foarte mult în ceea ce simt ei. Nu sunt manipulați, nu pot fi manipulați, pentru că iau de mici, de acasă, credința în valori morale. Iau decizii, gândiți-vă la copiii dumneavoastră, care iau decizii morale fără ca să mai fiți lângă ei. Fiul dumneavoastră, domnule profesor,
Nu sunteți mândru când ia decizii frumoase, fără ca dumneavoastră astăzi să-i mai spuneți binele și răul. I l-ați spus odată când era copil și a rămas în inima lui. Românul duce cu el ceea ce a spus bunicul, ceea ce a spus tata când el era mic. Și acum a devenit și el mare și el, deși este tehnologizat, practic, da. Nu, are tehnologie. Deci, încă o dată, în sufletul poporului este Dumnezeu pe care nu-l ia nimeni. El vine, are tehnologie, are mașină, are casă, are smartphone. Bun, le folosește, dar inima lui o leagă de Dumnezeu prin faptă bună, prin răbdare și prin rugăciune. Acestea nu îi le ia nimeni, cu toată această tehnologie poate să fie închinată omului. Știința medicală a evoluat atât de mult. Toate aceste device-uri pot fi folosite înspre binele nostru, să ne ușureze viața. Atât și nimic mai mult. Până la urmă reprezintă niște instrumente, nu? Este instrumente, iar cei care exagerează folosindu-le identifică folosirea abuzivă ca o boală. Da. Și psihologii și preoții spun același lucru, dependența naște boală. Și mulți părinți au luat act de aceasta și au rezolvat problema aceasta oprind influența prea puternică a tehnologiei în viața spirituală a omului. Ne întoarcem în miezul problemei, rămâneți pe Național TV, sper că deja emisiunea vi se pare una foarte interesantă. Revenim. Stai că eu sunt răcit, copzul mă lăsați eu un pic. Eu sunt de puști ăștia, domnule, deci studenții, eu am da. Biserica lângă arhitectură. Domnule, pe aia nu i-a învățat nimeni. Da. Deci eu asta mă întreb, de unde vin copiii ăștia singuri la biserică? La Maslu, vine la 6 seara, vin 30 de tineri. Veniți odată într-o miercuri seara să vedeți o biserică plină de tineri. Și eu mă uit la ei frumoși, frumoase, sunt copii frumoși, 20 de ani, 20 ceva de ani. Păi cine i-a adus pe ăștia? Nimeni. Noi am prins părinții. Asta mi se pare uimitor. Exact, făceau inversul. Dar știți ce fac părinții? Îi lasă în boii lor. No. El merge cu tehnologia, după aia se satură de ea, că el vede că nu îi dă satisfacție. De la Norman, da. Ok, mersi, ai un joc. Și nu-ți umple inima cu sens la treaba aceasta. Și el descoperă încet, încet că are nevoie de să ia sensul din altă parte. Iar noi în biserică facem mereu fapte de... Deși mi-ar fi trebuit, da? Acum nu mai credem, că ținem lumea. Ținem lumea pe loc, nu. Hai să mergem. Da. Sunt peste 8.000 de așezăminte, domnul profesor. Liniște, ca să mergem în ultima parte, 10 minute, da? Deci fiecare... Când ziceți voi. Numărați voi, da? Miezul problemei, Național TV, am revenit după această pauză de publicitate. Suntem în ultima parte a emisiunii. Astăzi, în zi de sărbătoare, înainte de toate, din nou la mulți ani celor care ne privesc și sunt între sărbătoriții zilei. Alături de noi preotul Vasile Ioana de la Biserica Sfântul Nicolae dintr-o zi, doamna Alba Popescu, expert în relații internaționale și invitatul meu permanent, domnul profesor Mircea Coșa. Domnule profesor... Vreau să fac o completare. Sigur. La ce spunea părintele, și anume că faptul că ne-a ținut o anumită, poate miracol, știu eu, dar oricum o rezistență. Acum fac o... Merg mai înainte. Aveți acolo o carte. Da. Cartea este, trebuie să vă spun că este o carte a mea, am lansat-o o sâmbătă. România în zodia cocoșului de da, foc. E o explicație și a titlului, dar nu, acum nu asta vreau ca să spun. Este o culegere de eseuri și studii economice, dar și de eseuri. Și anul trecut de ziua copilului am fost rugat de anumită publicație să scriu ceva din copilăria mea. Copilăria mea, care a fost cu mult înainte copilăria domniilor voastre, eu am apucat epoca asta și am să vă spun ceva. În primele clase primare, sâmbăta, pentru că să învăța și să lucra sâmbăta, trebuia să scriu o scrisoare, toți scriam o scrisoare tovarășului Stalin. Da. Era o hârtie în care desenam niște flori acolo sus, așa ca un antec, și scriam, dragă tovarășe Stalin. Sunt elevul cu tare din Republica Populară Română, că atunci nu era socialistă, da. Și vă raportez că în această săptămână am învățat bine, am luat notele cu tare, cu tare, cu tare, pentru a deveni un cetățean de valoare al socialismului. Uh-huh. Deci, sigur că aceste hârtii să luau, să aruncau, dar era o sămânță care se dorea însămânțată în acești tineri care eram atunci, pentru a deveni, de fapt, copiii lui Stalin, copiii Uniunii Sovietice, copiii comunismului. Și în pofida acestor lucruri, eseul se numește Nu am învățat limba rusă cântând, pentru că la radio era emisiunea Să învățăm limba rusă cântând. Deci a fost o presiune mare. Imensă. Oricum. La care am rezistat. Pentru că nu se poate spune că astăzi în România există
o mare, să zicem, admirație pentru socialism, pentru comunism, în mod greșit față de Rusia, pentru că Rusia e altceva. Rusia nu este comunismul, Rusia este reprezentat de un popor valoros, talentat, în sfârșit, e altceva. Dar ceea ce vă spuneam este o dovadă a faptului că aveam o presiune extraordinară, extraordinară, care, pe nesimțite, încerca să ne transforme din români în altceva. Ați văzut că avem și noi, în sfârșit, un merit, ne povestea părintele un picuț mai devreme, într-o altă emisiune aici la Miezul Problemei, sigur, pe altă temă. Spuneați, domnule, noi după 89, în câțiva ani de zile, din punct de vedere al economiei, am distrus tot. Ce a fost inițiativă, industrie și așa mai departe. Totul s-a... Vedeți că, domn profesor Coșa, că suntem și noi la ceva mai rezistenți decât cei din jurul nostru. Asta legat de ce ne povestea părintele, felul în care oameni despre care poate nu vorbim suficient au reușit să salveze biserici, să facă în așa fel încât biserica și credința să aibă cât mai puțin de suferit să după anii 40. Să știți că renaștem și economic. Nu datorită guvernanților, ci datorită inițiativei de jos, care încep să se organizeze în agricultură, în alte părți. Am redevenit o mare putere agricolă în producția de cereale, nu pentru că au fost subvenții și ajutoare de la nu știu unde, pentru că oamenii s-au organizat. Avem ceva în noi care ne duce ca să... O hărnicie. Ceva care ne duce spre... Dar momentul e complicat acum totuși și cred că ar trebui tocmai din acest punct de vedere să încercăm să dăm cezarul ce al cezarului, și anume că suntem și ar trebui să fim mândri de ceea ce suntem. Corect. Să nu, Doamne ferește, să credem în cei care ne bagiocoresc, care ne umilesc. Pentru că avem în noi o putere pe care încă nu știm cât de mare este și care ne-a dus 1000 de ani până aici. Mai avem 5 minute din emisiune. Doamna Popescu, revin la dumneavoastră, având în vedere că azi e zi de sărbătoare, mâine o altă sărbătoare importantă, Ziua Națională. Două minuțele la final de emisiune pentru telespectatorii noștri. În primul rând, le doresc celor născuți astăzi, ca Sfântul Andrei, să le fie mijlocitor și gratnic ajutător la nevoie. Iar tuturor românilor le doresc să sărbătorească ziua noastră națională cu bucurie și cu sănătate. Și țării noastre îi doresc să fie mare, unitară, independentă și suverană, așa cum ne-au lăsat-o strămoșii noștri. Și să o păstrăm așa cum se cuvine. Părinte, spre final, revin la dumneavoastră. Azi e o zi de mare sărbătoare. S-a mai dus un an. Da, este o mare sărbătoare pentru că îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Andrei Ocrotitorul României. Așa. De altfel, în încheierea emisiunii, aș vrea să amintim telespectatorilor care ne urmăresc că etimologic cuvântul Andrei așa vine din Andreas. Andreas în limba greacă înseamnă bărbăție, bărbat, bărbăție, dar bărbăție ca virtute. Deci virtutea bărbăției este forța pe care o are omul să ducă un demers la capăt. Și îi îndemnăm pe români și pe cei care poartă numele de Andrei, Andreea, Andreicuța și toate derivatele să aibă în inima lor dorința de a duce la capăt demersuri. Dacă ar fi să fim autoironici, ar trebui să spunem că uneori suntem neserioși, da? Și da, trebuie să o recunoaștem, și atunci ar trebui să ne vindecăm de această neseriozitate, ducând demersurile la capăt. Apoi să avem conștiința vie că această credință pe care cu sfințenie o ținem în inima noastră este acel germene care ne ajută să biruim toate relele istoriei de pe lângă noi. Și cu această credință în inimă și cu acest mare ocrotitor, Apostolul Andrei, și cu ajutorul Maicii Domnului, care este cea care iubește atât de mult pe români, pentru că românii au închinat foarte multe biserici, mănăstiri, cu acest sprijin care vine de sus, noi
între alb și negru, între sacru și profan, între bine și rău, e bine să alegem valorile binelui și valorile frumosului, pentru că acestea dau viață și acestea ne fac să viem și să ne amintim cu drag de faptul că străbunii noștri ne-au lăsat ceva și e bine să dăm mai departe copiilor noștri ceea ce am primit și noi de la ei noștri. Și cumva legat de istorie și de creștinism, să nu uităm că după ce Constantinopolul a căzut în partea turcă, multe dintre familiile creștine importante da, au venit aici. Au venit în, au găsit aici pace. La noi, în zona Dobrogei și absolut. A fost un spațiu de protecție. Da. Și este mai departe. Este. România este mai departe un spațiu de protecție și pentru Statele Unite și pentru Israel și pentru alte națiuni mari și pentru, iată, astăzi, tot ce se întâmplă astăzi, suntem un factor de echilibru. Uitați-vă bine în jur. Sigur. Suntem totuși un factor de echilibru, n-ar trebui să uităm lucrul acesta. Suntem la final de emisiune. Mi-am permis, chiar fără să vorbesc înainte cu domnul profesor Coșa, să iau cu mine în platou această carte, pe care vă rog să o citiți. România în zodia cocoșului de foc, domnule profesor, ar putea spune unii răutăcioși că sună titlul de astrologie. Eu am răsfoit această carte înainte de a intra în platou. Sunt niște lucruri foarte interesante. Mărturisesc că în acest weekend care urmează chiar am să o lecturez. Titlul este o amărăciune mea până la urmă, pentru că România nu are o viziune asupra viitorului, nu are o strategie, nu are un program. Și atunci singurul viitor pe care îl avem de la astrologi, care acum sunt la toate televiziunile, în toate ziarele, da. E o nouă categorie socioprofesională care a apărut, ori anul pe care îl discut aici, din punct de vedere astrologic, este anul cocoșului de foc, care, așa să zic, în general se potrivește ca cu ce s-a petrecut în România. Deci ați folosit un truc, să înțeleg? Cu asta i-ați pescuit doar. Cu asta de i-ați pescuit și le dați idei frumoase. Ați folosit un truc de marketing, domn profesor? Cam așa. Cam așa. Vă rog să citiți această carte, mărturisesc că așa în discuțiile de dinainte de emisiune am mai tras cu ochiul pe câteva pagini, sunt lucruri foarte frumoase acolo. Atât pentru ziua de astăzi, încă o dată la mulți ani sărbătoriților, mulțumesc invitațiilor pentru prezență. Mâine avem o emisiune foarte interesantă în zi de 1 decembrie, veți vedea niște copii extraordinari care realizează niște lucruri despre care vorbește întreaga lume. Așa că vă aștept și mâine, pe 1 decembrie, la miezul problemei. Atât de la mine pentru ziua de astăzi. Sunt Denis Ciulinaru. Toate cele bune. O seară liniștită să aveți. Domnule.